Și Pepe, nu mai împart de astăzi viața nici măcar în acte. S-au despărțit în fața notarului în 30 de secunde. El a așteptat-o cu tort și flori ca să-i ofere cadoul pe care și l-a dorit, libertatea. În urma celor 7 ani de căsnicie, Oana și Pepe n-au rămas decât cu plângerile penale pe care fiecare le-a făcut împotriva celuilalt. An a trecut și viața lor s-a răsucit la 180 de grade, 12 luni pentru ca o mare iubire să moară. Nu mai am soț, nu mai am soacră. Spune, Pepe, zice că asta s-a luat. De ziua ei, Oana Zăvoranu a primit exact cadoul pe care și l-a dorit, divorțul. Latino lover-ul Pepe nu s-a dezmințit. A venit la ziua soției cu daruri. Mire și mireasă, ce are tort? Da, sărmâna, da, e o savarină. Tort de fructe de pădure. Da, serios? Așa-i place Oana, așa am obișnuit-o. Cred că, nu știu, o lună și ceva, două, nu mai-mi plac fructele de pădure. Să fie soare. În doar un ceas, Oana și Pepe și-au spus definitiv adio după 7 ani de căsnicie, înscris. În mai puțin de un minut au semnat actele și apoi și-au făcut urări departe de ochii presei. Adică rămâneți amici. Amici, amari. Vreau să rămân amici. Da, eu vreau să rămân amare. La divorț, cei doi n-au avut prea multe de împărțit. Nici bani, nici case. Fiecare și-a luat lucrurile și atât. Astăzi mi-a inaugurez casa, în sfârșit, culmea. Întâmplarea face chiar de ziua Oanei să-mi termin amenajarea locuinței. Am terminat azi noapte. Crezi că te va mai iubi cineva deșteaptă. Mai mult decât Pepe? Întotdeauna se găsește cineva care să te iubească mai mult decât ce credeai, știi? Să fie sănătoasă și să aibă liniște și fericire, să nu se mai enerveze, că nu stă bine nervoasă. Ea e frumoasă când zâmbește. 38 de ani și un divorț, atât a împlinit Oana Zăvoranu astăzi și și-a propus să sărbătorească în liniște. Drumurile celor doi nu se despar definitiv aici. Vor mai da ochii la poliție și în sala de judecată. Niciunul nu renunță la plângerea penală făcută împotriva celuilalt. Ea pentru violarea corespondenței, el pentru distrugere și vandalism. She's